S-a întrerupt că așa se întâmplă, dar vorbeam despre moarte. Moartea este pentru mine semnul scorpionului și nu doar pentru mine scorpionului și al lui Pluto. Poate aveți niște aspecte puternice în harta voastră natală cu Pluto sau în sinastria voastră. Oricum, această energie vă transformă și eu cred cu acest vale de cupe și cu acest as de monede că este vorba de renaștere. Probabil că omorâți tot ce ține toxic, tot ce ține de o energie toxică a trecutului, de relațiile karmice care nu v-au permis să creșteți și, evident, creșteți, da? Hotărât să lăsați în urmă acest diavol, frici, da? Relații karmice și să mergeți către creștere. Aveți valetul de cupe care vă susține, aveți o energie emoțională, aveți marea preoteasă care vă încurajează, aveți asul de monede care vine cu o ofertă într-un fel sau altul, aveți faetonul care ce face? Ia cele două experiențe și merge mai departe. Și ce am zis că vreți să vă transformați viața, vreți să aveți o viață echilibrată în care, în momentul în care oferiți ceva celui drag, să și primiți măcar cât oferiți. Probabil că în trecut nu ați primit cât ați oferit. Vreți să experimentați echilibru. Vreți să renașteți. Și să lăsați în urmă durerile și suferințele trecutului. Către ce mergeți? Cum am zis mai devreme, faetonul merge către stea, către persoana care, sau situația, sau jobul, sau orice în viața voastră, care vă împlinește, care vă vindecă, o situație care vă vindecă. Și care este exact, că e situație, că e persoană, este exact ceea ce v-ați dorit de foarte mult timp. Este minunat ceea ce văd. Probabil că o perioadă ați fost triști, da? V-ați gândit mai mult la trecut și dacă ați primit această ofertă de la valetul de cupe, de la oricine altcineva, ați fost cam triști, precauți cu nouă de bâte. Dar posibil că în curând veți lăsa în urmă tot ce vă stă în împlinirea acestui vis. Pentru că unii dintre voi ați înțeles. Din tot întunericul pe care l-ați experimentat, ați înțeles lecția voastră spirituală și vă puteți bucura. Asta așa ca să vedeți ce urmează, dar inițial a fost ce? Acest scorpion, această energie plutoniană, la capătul acestui set de cărți este cavalerul de spade. Puteți fi voi sau oricine altcineva care își dorește sau voi vă doriți, da? Să vă exprimați, cum arăta și mai devreme. Nu doar să vă exprimați.